Summit Agro România are un portofoliu bine structurat de fungicide. Cu acesta, compania poate proteja toate culturile împotriva celor mai importante boli prezente în țara noastră. Pentru combaterea făinării, oferta este generoasă. Ciflamid 5EW, denumit de unui fermier regele în combaterea făinării, are efect atât preventiv cât și curativ de excepție. Substanța activă ciflufenamid este printre cele mai performante, iar produsul Ciflamid 5EW are mod de acțiune atât sistemic cât și prin vapori. Tot pentru făinare există două produse pe bază de tetraconazol, o substanță activă din grupa triazolilor cu viitor în România și în Uniunea Europeană. Eminent 125ME cu omologare la grâu și sfeclă și Domarc 10EC, fungicid special pentru culturi horticole. Pentru combaterea manei, Summit Agro România are de asemenea un portofoliu complet ce poate fi folosit într-un program integrat de combatere a acestor boli la un număr mare de culturi. Lieto, fungicid sistemic unic ce conține două substanțe active, zoxamidă și cimoxanil. Mai ales datorită zoxamidei are un mod de acțiune diferit contra bolii și este un excelent partener într-un program integrat al evitării apariției formelor rezistente de mană. Are acțiune preventivă și curativă la cartofi, tomate și viță de vie. Tot pentru mană, în portofoliu sunt și două produse pe bază de cupru. Triumph 40WG, un hidroxid de cupru metalic cu o concentrație ridicată. 400 de grame per kilogram, ce are o formulare granulată superioară și solubilitate excelentă. Triumph 40WG acționează prin contact atât preventiv cât și curativ contra manei la cartofi, tomate și viță de vie, dar și a focului bacterian la măr și păr. În produsul Cupertin Super, cuprul este condiționat împreună cu cimoxanilul pentru a oferi o acțiune sistemică locală și a răspunde tuturor nevoilor pentru protecția plantei. În pomicultură, fungicidul Sirit 400SC este recunoscut în combaterea rapănului la măr, dar și altor boli importante, taprina la piersic și pătarea roșie la prun. Particularitatea acestui produs este dată de efectul preventiv și curativ, chiar și la temperaturi de peste 6 grade Celsius.